Deci de la Teatrul Cobzaru, de la Complexul Cobzaru, pe partea dreaptă, erau tot așa, una lângă alta, magazine și case ale negustorilor evrei. Cum le prezentați în șiruirea? Deci de la Cobzaru, pe partea dreaptă, a străzii mari. Imediat după complexul Cobzaru sau modern, era o stradă, strada Petru Rareș. Pe partea dreaptă era un chioșc de lemn unde se vindeau ziare. Și în spatele acestea erau 7, 8, 10 birje. La colț era frizeria Biberuș, urma apoi tipografia Iohan, dentistul Brandt, și ceea ce este deosebit de interesant e că aici a fost primul cinematograf mut al romanului. Romanul a avut așa, cinematograful Brandt, după aceea a fost cinematograful Schwarz, Trianon și Cobzaru modern. Urma cofetăria Lupu, un foarte priceput fotograf, Foto Rindman, și urma imediat tribunalul care a fost construit în 1835 și a fost demolat în 1942. Exista un fotograf la minut, restaurantul Iașilkovski, o mezelărie Costică Andrieș. Această mezelărie era foarte bine asortată și iarăși spun un lucru, că necăjitul care venea de la fabrică, muncitorii, cei mai simpli, cumpărau brânză, cumpărau măsline, cumpărau mușchi file sau mușchi țigănesc, care era la un preț modic. Costică Andrieș la mezelărie avea un aparat de tăiat jambonul și ți-l împagheta în hârtie pergament pe care ți-o și lega. Urma apoi corseteria Klinger, Beranfiul și băcănia Herșcu, care se chema Portugalați. Ba chiar avea desenat un vapor. Undeva am o fotografie cu acest vapor. Urma Marcel Knittel, unde vindea Radio Philips, ceaprezeria Bercuaron. Ce era ceaprezeria? Ceaprezeria era un atelier în care se făceau caschete pentru ofițeri, caschete și cu cozoroc pentru elevi, numere matricole pentru elevi. Urma apoi coaforul pentru doamne și mobila, magazinul cu mobile care se numea Iurman. Acesta avea într-o încăpere destul de mare, fel de fel de mobilă, ca la vremea aceea, și făcea concurență oarecum școlii de arte și meserii, pentru că școala de arte și meserii scotea mobilă de calitate. Urma apoi magazinul de încălțăminte Dermata. Aici erau câteva calfe și ucenici. Trebuie să precizez că pe vremea aceea ucenicul era de durat uceniția lui vreo 3-4 ani, după aceea urma calfa și după calfa urma de acum să devii muncitor calificat. Aceștia erau îmbrăcați în halate curate și îți dădeau în cutii fel de fel de încălțăminte pe care să o probezi. Și nu te lăsau până când nu cumpărai încălțămintea. Ba mai mult, erau ucenici care îți aduceau acasă pachetul, dacă vroiai.
te duceai, mai cumpărai altceva, îi dădeai adresa și când ajungeai acasă erau pachetul. Prima era mode Leoneta Bercovici, prima era faimoasa, renumita sticlărie și magazin de porțelanuri, porțelanuri de Sevres, de cristaluri deosebite, de un blecher. Acest blecher era un huham, adică un evreu foarte deștept, înțelept, venit de pe la Cernăuț și care avea relații extraordinare. Nu se știe de unde și cum reușea să umple două încăperi extraordinar de încărcate. Tot plafonul era plin cu lustre de tot felul, porțelanuri, bibelouri, de tot, tot era numai rozental și așa mai departe. Adică sunt foarte multe lucruri interesante. Tatăl meu vorbea de multe ori cu Blecher și știu când eram eu copil că undeva avea el un băiat, este vorba de Max Blecher, scriitorul care a scris cartea Întâmplări din Irealitatea Imediată și care probabil că pe vremea aceea când mergeam eu pe la Blecher, la sticlărie, era în Franța. Bolnav, dar foarte talentat scriitor. Urma pe coloniale Kessler-Berg. Cu acest Kessler s-au dus după aceea în Canada. Aici găseai fel de fel de fructe și numai fructe, zarzavaturi, de tot felul. Urma pe restaurantul Cangiu, așa. Apoi a urmat clădirea veche a telefoanelor, de fapt a doua oară, pentru că prima dată a fost în partea stângă o cameră simplă. Aici era clădirea veche a telefoanelor, care este și acum ascunsă undeva printre blocuri. Urma apoi Tauber, gheata de fier, încălțăminte Ruckenstein, frizeria Avramescu în colțul stării, colțul străzii, farmacia Tebinca. Acești Tebinca, ca și Horowitz, aveau o tradiție în familie din secolul trecut, de pe la 1830-40 până acum, Horowitz și Tebinca erau. După această farmacie exista frizeria Drăguțescu. De multe ori când eram elev, mă duceam la bătrânul Drăguțescu, care avea o cameră foarte pitorească, cu mobilă, cu pat, cu... Erai, te duceai parcă într-o cameră de om, unde el probabil că și locuia acolo. Avea o oglindă cu un chenar de la foarte vechi, de tip vechi, și discuta cu plăcere, discuta tot timpul cât erai tuns, ras și frizat. Ce mai era cu Drăguțescu? Că te întreba foarte multe chestiuni de la școală. Care erau, făcea un fel de ispitire a tot ce se întâmpla în liceu. Era foarte curios. Urmea apoi Stoffe Beneš, care era tatălui Carol Beneš, care a fost avocat, Băcănia Faibeș, Băcănia Herșcovici, urma apoi Mociornița Petrov. Petrov era rudă, era ginerele lui Walter. Și urma apoi Pompe Funebre. Acesta era faimosul Antipa. Antipa avea patașcă trasă de cai mascați, cum se spune. Cai ăștia erau îmbrăcați ca în cavalerii teutoni, cu niște un veșmânt așa negru la culoare, cu pampoane. Și, mă rog, era un ceremonial întreg cu coroane care duceau pe cel care s-a pierdut la cimitir. Era o vorbă pe vremea aceea că e bine să te ferești de Pipa, Tipa și Antipa. Cine era Pipa? Pipa era primarul orașului, care în fond era un băiat de treabă, deși a fost într-o perioadă foarte grea când începuse acum războiul. Cine era Tipa? Tipa era comisarul șef al poliției. Trebuia să se ferește el. Și bineînțeles de Antipa, că Antipa te ducea pe ultimul drum. Urma apoi Bodega Zeligman, urma sticlăria Laur, Stoffe
Solomon și la balena. La balena ar fi fost acum ca prin dreptul scoarului acela din fața spitalului Precista. Menționez o chestiune foarte interesantă pe care s-o știe tinerii, că nu exista acea străpungere care merge de la hotel și șoseaua coboară în vale până la podul de la Moldova. Nu exista. Acolo erau casele închise, deci până la străzile din vale, Hermeziu, Decebal, acolo erau numai și numai case. Deci la balena, unde proprietarul era Pinsler, cu coloniale și cu pescărie de toate acolo, și Pascal și-a făcut ucenicia. Urma, deci, la balena, după aceea încă un magazin, două, nu le mai țin minte, și urma casa Zinger. Zinger se ocupa cu păduri, exploata păduri, făcea afaceri cu lemne, și era un evreu foarte înțelept, deștept și el, prieten bun cu tatăl lui Sergiu Celibidache. Și de multe ori bătrânul Celibidache venea, uneori însoțit de sora lui Celibidache, Sonia, și stăteau de vorbă la o cafea, la o dulceață, cum era pe atunci, la un șerbet, cum era pe atunci, așa mai departe. Tot acolo era și avocatul Grosu, locuia, care a fost președintele sportului studențesc. Imediat după casa Zinger, și cu aceasta ne apropiem de sfârșitul străzii, unde începea strada Dr. Rigler și mai târziu s-a numit strada Speranței, era la exact unde este acum poarta spitalului vechi, pe partea dreaptă, o clădire care era cinematograful Schwarz. Acum nu se mai folosește, sala de fapt foarte mică. Fiind copil și plimbându-mă pe strada mare, am rămas cu foarte multe amintiri. De aceea vreau să-l întreb pe domnul profesor dacă își mai aduce aminte strada mare de la Copzaru, și să o luăm de la parc, practic, și până la piața din Precista Mare, deci din fața spitalului Precista Mare și a bisericii Precista Mare, de o parte și de alta a trotuarelor. Deci în fața acestor tarabe, unde muștirii, unde evrei și așteptau muștirie și stăteau în fața magazinului și îi invita, da, vină, te rog frumos, da, intră la mine în prăvălie, uite, am și aia, am și aia, am și cealaltă. Și arăta și într-o formă cât se poate de elastică, îl căuta și-și aduna muștiriul și-l introducea în magazinul lui și nu pleca el fără să nu cumpere ceva de acolo, chiar și pe datorie. Mi-aduc aminte când doi comercianți, și aici vreau să scot forma umor, în clipa în care trecea cineva cu căruța prin fața dughenelor lor, îl întreba: mă, Ioane, ce ai în căruță? Ai de vânzare o curcă, o găscă, o pasăre, ceva? Și, mă rog, Ion spunea că nu are nimica. Și, mă rog, tot îl întreba și tot întreba și se îndreptau, bineînțeles, se îndepărtau de aceste tarabe, la care deodată se opream, dar ce umblăm după morți, hai să ne întoarcem. Și se întorceau din nou în fața magazinelor, așteptându-ți alt muștirii. Frumusețea era că își băgau mâna în buzunar și țin minte cum își scuturau buzunarul, probabil își numărau mărunței, și cu scobitoarea sau câte o pipă în colțul gurii, așteptând ore întregi în fața magazinului și invitându-și clienții pentru a-și vinde produsele.
Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că cel mai mic și cel mai sărăcăcios magazin aveau scrumbii, aveau măsline, așa cum spunea domnul profesor. Roșcovile acelea pe care n-am să le uit niciodată și în ziua de azi nu se mai găsesc, smochine, curmale, care erau la orice tarabă. De asemenea, la strada Bresley, exact intrarea, intrându spre hala de produse agricole, lângă telefoane, jos, țineți minte, domn profesor, erau niște comercianți de covrigi și noi copii fiind, singura plăcere era să ne dea, să ne cumpere părinții covrigi cu mac. Și vestita marojnă, înghețată aceea, deosebită, care nici acum, cu toate produsele și varietățile de înghețată, parcă, zic eu, nu au gustul acelei marojne. O altă chestiune care o să spun se referă la belșugul care exista pe atunci, hala. Hala era exclusiv pentru carne. În hală, când intrai, efectiv, măcelarii te trăgeau de mânică și spuneau, vină la mine. Căutau să-ți dea carnea cea mai bună, fără os, cu grijă, împachetată, controlată de medic și așa mai departe. Am să invit pe domnul doctor Epifaniu Cozărescu și pe domnul să spună esențialul, să spună câteva lucruri care socotesc dumnealor, că este mai interesant cu privire la evoluția acestui spital. Înainte de a fi spital aici, spitalul, fostul spital Precista, reactualizat tot Precista, aici era cimitirul târgului. Deci în fața spitalului era un planșeu cu morminte, cu cruci. Țintirimul târgului. Acest țintirim trebuia să aibă o și o biserică. Orice cimitir creștin trebuia făcut în jurul unui biserici. A fost o biserică de lemn, ulterior a venit doamna Ruxanda Mușat și a zis în 1569 o biserică de piatră. Deci prima biserică de piatră de pe cimitir. Nu facem confuzie, nu amestecăm asta cu biserica de piatră a episcopiei, aceea altceva. Aici era țintirimul târgului. În 1753, deci, când a venit episcop Ioanichie Hasan, el a înființat, pentru că se făcuseră deja și alte biserici în oraș și alte cimitiri în jurul bisericilor, iar acestea aici sunt vechise, episcopul Ioanichie Hasan a construit aici o mănăstire. Dar cum vi zice o mănăstire în mijlocul orașului? Da, că era o mănăstire cu destinații aparte. O mănăstire care trebuia să acorde asistență socială și medicală bolnavilor săraci ai târgului. Deci era o mănăstire de asistență socio-sanitară. În 1753, după ce s-a terminat construirea mănăstirii și a zidurilor din prejur, care se văd colea în această imagine, acest tablou, să văd bine zidurile, și așa, zidurile mănăstirii Precista, i s-a asociat episcopului Ioanichie Hasan, i s-a asociat la ctitorie domnitorul Constantin Cihan Racoviță și a donat și el din partea lui, așa zicând, din partea statului, din fondurile principatului, a donat pământ, bani, cărți,
odăjdii, haine preoțești, se suci un fir de aur, ca să fie mănăstirea aranjată și biserica înzestrată cum se cuvine. Au trecut peste această biserică fel de fel de cataclisme, cutremure, năvăliri de podgheazuri străine prin care jitătari au prădat, au spart. Mănăstirea, fiind împrejmuită cu zid, a rezistat cât a rezistat. După ce s-au mai liniștit lucrurile, în 1790 și în 87, în 1787, prin egumenul mănăstirii de atunci, Gerasim Putneanu, îi dă adevărata destinație pentru asistență socială, sanitară a bolnavilor sărmani. Și o formează mănăstire cu bolnița ei. Deci, pentru asistență sanitară fără medic, asistența bolnavilor internați în bolniță, o aducea, o făcea, o aplica un călugăr bolnicer. După 10 ani de asemenea funcționare, cu alt egumen și cu ajutorul altui episcop, Veniamin Costache, marele cărturar Veniamin Costache, formează primul adevărat spital. Deci, bolnița încadrată cu medic, cu primul medic, care se numea Iosefus Mür, așa, formează spitalul. Și spitalul trebuia să aibă și medicamente de tratament corect, nu cu, numai cu ceaiuri. Și iată, din banii dați de episcopul Veniamin Costache, se construiește lângă turn și o clădire pentru spițerie. Se chema, i-au dat numele de zeița înțelepciunii la greci, spițeria Minerva. Deci această spițerie a fost prima farmacie din oraș care a acordat medicamente atât publicului din oraș, cât și bolnavilor internați în spital, în spitalaș. Cât de mare era spitalul? Avea 10 crivaturi, un spitalaș cu 10 paturi, asta era tot, cu asta a început. Apoi a crescut și a crescut și au venit alți medici mai iscusiți, mai aplicați, mai legați de roman, pentru că Miurna s-a adică vreo 7 ani în roman, până când în 1829 a venit celebrul doctor Alexandru Teodore, cu tatăl colea frumos, cu papion la gât, cu cravat, cu plastron la piept și cu mare decorație. Ce decorație era? Era crucea Sfântului Gheorghe. Mare decorație dată de un împărat rus, pentru că a asistat, a îngrijit soldați militari ruși care trecuseră pe romani, fie că aveau bătălii cu turcii, fie că erau cuprinși de boli contagioase, i-a tratat și i-a salvat el. Și apoi au venit și alți și alți și alți medici, după cum îi vedeți colea, doctorul Burada, doctorul Vafrinu Marine, după Teodore, doctorul Burada, muzicianul, primul mare chirurg, Constantin Mârzescu, al doilea, după Mârzescu, este fondatorul secției de boli interne. Apoi este doctorul celebrul doctor Nicolae Fălcoianu, care a fost declarat cetățean de onoare al romanului. Mârzescu și cu Fălcoianu
au asistat răniți în cele două războaie mondiale ale României. Vărjescu în 16-18, Fălcoianu 41-44-45. Apoi alți medici. Și în sfârșit avem, în urmă de tot, avem figura unui mare chirurg al Romanului și un om de mare omenie, doctor Victor Panaitescu. Nu știu cine va putea să stea alături de el dintre medicii care au urmat și cei care sunt acum, atât de umanist, atât de devotat bolnavilor a fost acest doctor Victor Panaitescu. Și apoi, după cum vedeți, anii au trecut, spitalul a crescut, în 1872 s-a început construirea acestui mare edificiu, în 84 a fost inaugurat. Vă zice, bine, dar acum, așa de mult a durat construirea, da, a durat mult, pentru că între timp survenise războiul de independență și toate fondurile țării și a particularilor au mers la înzestarea armatei și ducerea războiului de independență și a câștigat independența țării, României. Deci, în 84 a fost inaugurat și a mers clădirea asta, o vedeți și astăzi. A suferit multe cataclisme, două incendii, trei cutremure mari. Ultimul cutremur din 77 a zdrunciunat-o rău și a rupt pereții, cât a avut nevoie de consolidare puternică, a fost consolidat, e drept. Dar, totodată, frumoasele împodobiri exterioare cu aspect feudal, de neoclasic feudal, cu turnuri, cu creneluri, ca de cetate, au fost parte, au căzut singure, parte au fost de frică, date jos, nu mai cadă altă dată. Și când au venit direcția sanitară, direcția monumentului istorice, și a văzut ce măcel se face aici, au spus, stați, opriți, nu distrugeți. Era prea târziu. Nu s-a mai putut reface împodobirea acestor ziduri. Au rămas ciuntite ca niște, cum zic așa, ruine după război. Ca după război, ruine. Suntem în curtea spitalului Precista Mare. Aici se termină strada mare. În secolul trecut, în față, era șpițeria Minerva al lui Johannes Bruckner, Simeon Bruckner, primul farmacist al târgului Romanului. Aici s-au petrecut o serie întreagă de evenimente în spital, clădit după o bolniță. Aici s-au mobilizat cadrele în timpul primului război pentru a trata răniții. Erau mai multe spitale, și un spital american, și un spital britanic, și un spital rusesc, și un spital francez. Și în primul război mondial, toate școlile au devenit spitale, ca să vă dați seama de grozăviile ce se întâmplau pe atunci. Elevii n-aveau unde să facă cursuri și Ioana Grbiceanu intervine, care era și el refugiat aici, intervine ca la episcopii, în turnul episcopiei și în chilis, elevii de la liceul Roman Vodă să-și continue cursurile, iar pe strada Sucedava, croitorul Frankenstein, care avea o fată la școală, a pus la dispoziție două camere pentru ca elevele de la școala primară să facă acolo cursurile. Iar în al doilea război mondial, mi-aduc aminte că imediat după ce s-a declanșat
războiul, birjele de la Strada Mare și taxiurile, mașinile astea, automobilele, taxi, cărau răniți, erau rechiziționate și cărau răniți la acest spital. În spatele nostru se află un tei care a fost plantat în 1880 și încins cu o chingă de fier în 1963. Este un parc frumos aici în fața spitalului, cadre medicale de renume, suntem încărcați de istorie și pentru tineri în special, o spun înainte de a termina logosul meu, că să rețineți, dragilor, că fiecare metru pătrat din Târgul Romanului este încărcat de istorie. Dacă o pornim de la năvălirea barbarilor, migrația popoarelor, tătarii, turcii și așa mai departe, gândiți-vă că locul acesta a fost presat de trei imperii, Imperiul Habsburgic, Imperiul Rusesc și Imperiul Otoman. Am trecut prin multe greutăți până să ajungem astăzi. Este bine, recomandarea mea, ca tinerii să se intereseze și ei de istoria locului în care trăiesc.